Cu toate că satul Vlădiceni din comuna Tomești este situat la câțiva kilometri de Iași, localnicii așteptau de ani buni să ajungă și la ei în sat o conductă de gaze naturale. Aceștia și-au văzut visul cu ochii, chiar într-o zi de mare sărbătoare, de Sfânta Maria Mică. Primarul Ștefan Timofte a promis că anul viitor Vlădiceniul va avea și un dispensar. Aducțiunea de gaz din satul Vlădiceni a fost realizată din fondurile comunei și a costat aproximativ 400.000 de lei. Primarul Ștefan Timofte a fost prezent sâmbătă alături de alții reprezentanți ai instituției la sfințirea conductei. Edilul a promis că investițiile din Vlădiceni nu se vor opri aici. Anul viitor se vor mai asfalta străzi și se va construi și dispensarul mult așteptat de localnici. Da, pe lângă faptul că sunt zilele comunei Tomești, este o zi importantă pentru satul Vlădiceni. Am inaugurat astăzi conducta de gaz metan, este o investiție realizată din fonduri proprii, se ridică la peste 400.000 de lei, vizează cam 80% din satul Vlădiceni, iar diferența de 20% o vom realiza anul viitor. A crescut foarte mult, este un sat care are apă, canalizare, gaz metan acum. Cam 60-70% din drumuri sunt asfaltate. Anul viitor vom asfalta și drumul strada Sfântul Nicolae și vom construi și un dispensar pentru satul Vlădiceni. Oamenii sunt bucuroși că după ani de așteptări își vor putea ușura munca, iar condițiile de viață li se vor îmbunătăți considerabil. Acum mai rămâne ca ei să rezolve racordarea la conducta de gaz. Bucurie, de ce nu? Ne bucurăm, trebuie să avem de toate. Azi e binevenit, să dea Dumnezeu să reușim. Evenimentul a fost unul care s-a armonizat perfect cu zilele comunei Tomești, alături de diverse recitaluri de muzică ușoară și populară, concursuri sportive, meciuri de fotbal, focuri de artificii sau celebrarea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie.